Fie-mi permis ca să profit de ocazie și să fac un al doilea film astăzi și să vorbesc despre o temă mai puțin teologică, dar nu mai puțin importantă, și anume libertatea de a face homeschooling în România. Cineva mi-a scris pe un e-mail că dacă tot abordez aceste teme foarte importante pentru societate, să am un punct de vedere și despre homeschooling. Pentru că un punct de vedere al meu, zice doamna respectivă, ar ajuta pe cei care militează pentru homeschooling în România. Nu știu în ce măsură punctele de vedere ale unuia ca mine ar putea să ajute la ceva, dar dacă mi s-a cerut acest lucru, având în vedere că consider că este un lucru destul de important, dați-mi voie să spun și eu câteva cuvinte despre homeschooling. Homeschooling-ul, pentru cine nu știe ce este homeschooling-ul, înseamnă să-ți înveți copilul acasă, în loc să-l duci la școală. Îl ții acasă și te ocupi tu de pregătirea lui, îl înveți, îi cumperi cărți, îi angajezi dacă vrei profesor și îl duci la niște examene care să ateste faptul că are nivelul de învățătură care se cere în societate, în așa fel încât să fie pregătit ca și când ar fi în școală. În România nu există posibilitatea oficială de a face o școală de genul acesta. Adică în alte țări există posibilitatea dacă tu vrei să-ți crești copilul în sistem homeschooling, nu interesează pe nimeni. Copilul nu frecventează școala, dar merge la examene și dacă trece examenele, promovează ca și când ar fi fost la școală și în rest faci ce crezi tu de cuviință. Da? Bun. În România nu se admite așa ceva și, bineînțeles, probabil că oficial se consideră că nu se admite așa ceva pentru că statul are o obligație de a-l educa pe elev și așa mai departe și trebuie să aibă un control asupra modului în care este educat elevul, deși, după părerea mea, dacă s-ar merge pe sistemul prezenței la examene, poate, statul poate să controleze felul în care s-a pregătit elevul prin examenele propriu-zise. Opinia mea este însă că în ultimii ani, în ultimele decenii, în România, ca și în restul lumii, statul are dorința de a-l ține în sistem pe tânărul elev, deoarece dorește să-l manipuleze, deoarece școli și să-l îndoctrineze, deoarece școlile publice și chiar și cele private în România, unele dintre ele, și-au abandonat de mult rolul de educare și formare a tinerilor și au, nu toate, bineînțeles, nu generalizăm. Când spun nu toate, vreau să zic că mai sunt profesori care își înțeleg vocația de profesor și nu de agitator ideologic, da? Și-au abandonat, ziceam, vocația de pregătire și formare a tinerilor și au dobândit una de indoctrinare și de propagandă ideologică. De aceea eu am o înțelegere pentru părinții care nu doresc ca copiii lor să fie expuși mai întâi unui mediu social alături de copii care își petrec toată viața pe telefon, pe internet și care de pe telefon și de pe internet culeg niște comportamente care pot influența negativ copiii noștri de acasă, dar și unor doctrine care au început să fie predate prin școlile din România. Gândiți-vă, educația sexuală, știu și eu, egalitarismul acesta, feminismul, mai știu și eu, discriminarea pozitivă, dezvoltarea personală, care nu este decât o doctrină a New Age, ecologismul, da, abundența aceasta delirantă de ecologism, care nu este altceva decât teoria sau suport pentru teoria fascistă a climatismului practicat la Davos. Sunt convins că sunt părinți care au o problemă foarte mare cu faptul că în școlile publice, eu am o problemă foarte mare de conștiință, cu faptul că în școlile publice din România, alături de istoria românilor, se predă și în mod obligatoriu istoria altui popor, da? Ceea ce eu cred că este foarte, din punctul meu de vedere, este foarte deranjant pentru mine ca părinte. Și cred că Constituția care ne dă nouă dreptul ca părinți să ne educăm copiii după propriile noastre principii și după propriul nostru mod de viață ar trebui să acopere dreptul părinților de a face homeschooling în condițiile în care, bineînțeles, așa cum am spus, i-ar da statului posibilitatea să controleze dacă homeschooling-ul acesta îndeplinește criteriile pedagogice și dacă transmite
suficiente cunoștințe tânărului prin examene de promovare dintr-un an în altul. În România nu se admite homeschooling-ul și asta, după părerea mea, nu este foarte bine, deoarece se încalcă niște drepturi fundamentale ale părinților și se încalcă și niște drepturi fundamentale ale elevilor, pentru că sunt copii care, în grija părinților lor, în general vreau să vă spun că vă dați seama că cei care cer homeschooling sunt oameni care sunt cumva foarte activi din punct de vedere intelectual, care sunt cumva conștienți de pericole pe care sistemul public sistemul public asupra dezvoltării sănătoase a copiilor. Adică sunt oameni pe care te-ai putea baza, pe care nu poți să-i suspectezi că sunt niște ignoranți, cărora nu le pasă. Pentru că cei cărora nu le pasă, nu le pasă, habar dau despre ce este vorba și atunci își lasă copiii în inerția sistemului, da? Deci dacă sunt oameni cărora le pasă, înseamnă că sunt oameni pe care ar trebui să te bazezi. Și dacă totuși sistemul din România nu permite acest lucru, este pentru că s-ar putea ca sistemul de ocupație, politic de ocupație din România, să nu dorească să lase copii creștini de obicei, că cei mai mulți sunt copii ortodoxi creștini, părinți ortodoxi creștini, cu desăvârșire neatinși de propaganda oficială a sistemului de ocupație. Mărturisesc că eu nu practic homeschooling-ul și n-am încercat niciodată să practic homeschooling-ul, deși la un moment dat am cochetat și eu cu ideea de a-mi trimite copilul la un liceu privat, dar când am văzut că Aracisul acela, sau cum se cheamă autoritatea aceea de evaluare a unităților de învățământ, impune programa școlară aceeași și în unitățile private ca și în unitățile de stat, mi-am zis, da, ok, o să învăț ceea ce vrea să-mi spună Sioroș, numai că pe mult mai mulți bani. Și atunci eu am preferat, eu și soția mea am preferat o participare activă la viața copilului în școală, în așa fel încât să, în colaborare cu profesorii săi și cu conducerea școlii, să îi asigurăm copilului nostru o educație cât se poate de curățită de ideologia sioroșistă prezentă abundent în școli, în cadrul legal, desigur, respectându-ne și nouă drepturile noastre ca părinți, respectându-se și și școlii standardele pe care ea vrea să le aibă și, slavă Domnului, deocamdată merge ok. Dar mă gândesc că sunt școli în care părinții se izbesc de niște conduceri care sunt ideologizate la maximum, nu? Oameni care sunt transformați în adevărați agenți de manipulare și de promovare a globalismului și a acestor doctrine de care vorbeam mai înainte, și atunci s-ar putea ca acolo să fie probleme de conștiință foarte grave. Eu am făcut homeschooling cu fiica mea în anii 2020-2022, care când în condițiile acelea, când copiii nu aveau ce căuta în școli, eu am refuzat ca copilul meu de 5-6 ani de atunci să fie învățat de o tabletă cum să facă ore, și atunci am, în colaborare cu conducerea și cu profesorii de atunci și de acum, am cerut toate temele, le-am făcut cu copilul acasă, frumos, copilul s-a dus după aceea, a doua zi le filmam și le prezentam școlii, se corectau, deci a fost o chestie, o colaborare foarte plăcută, în așa fel încât am evitat și transformarea mea a copilului meu într-un copil obsedat de internet și am făcut și homeschooling și a fost și o experiență extraordinară pentru mine ca părinte și copilul a avut și niște rezultate foarte bune. Așa că, din punctul meu de vedere, cred că părinții care doresc să facă homeschooling ar trebui să ia calea instanțelor și să oblige ministerul să ia în calcul această opțiune a lor, care este viabilă în țări occidentale, cum este Statele Unite Americii, Canada, adică dacă ceea ce este bun în Canada nu o să fie bun și în România, adică dacă ne gândim din punctul ăsta de vedere, probabil și în țări occidentale, am înțeles că și în Republica Moldova se poate face homeschooling și cred că ar trebui ca părinții să fie un pic mai activi și un pic mai puțin timorați. Cred că ar trebui să se și organizeze mai bine,
să vadă cei care, nu știu, să-și facă o rețea în țară, să spună noi suntem părinții cu homeschooling-ul. De acord, foarte bine. Și să-și crească copiii, pentru că este absolut obligatoriu, statul este obligat să le respecte părinților dreptul inalienabil al acestora de a-și crește copiii în propria cultură, în propria religie, în propria viziune despre lume și viață. Nu are voie statul să se implice din acest punct de vedere. În general, școala ar trebui să te învețe cum să gândești și cum să te comporți, nu ce să gândești. Ar trebui să-ți dezvolte mecanismele gândirii și ale cunoașterii și nu să te îndoctrineze cu ce trebuie să știi și ce nu trebuie să știi, cine este bun și cine este rău. Și dacă se respectă toate aceste principii, nu văd de ce copiii n-ar putea să învețe într-un sistem homeschooling. Îi susțin moral pe toți părinții care fac astfel de demersuri, deși bănuiesc, nu pot să am certitudini, cred că am auzit și de cazuri dintre acestea de succes, dar bănuiesc că dacă din punctul de vedere al dobândirii cunoștințelor intelectuale care se dobândesc în școală, cred că homeschooling-ul poate să acopere fără probleme necesitățile copilului. Cred că la nivelul de relații interumană s-ar putea să se creeze anumite probleme, adică copiii care fac homeschooling s-ar putea să aibă o deficiență în ceea ce privește capacitatea lor de a relaționa cu alți copii și cu alți oameni din societate când se vor întâlni, inevitabil, nu? Și mă gândesc că dacă un copil, un tânăr care a făcut homeschooling din clasa 1 și până la facultate, pentru că în anumite țări se poate face homeschooling și la nivelul universitar, deci dacă un tânăr a făcut homeschooling și n-a ieșit din casă niciodată, presupun că atunci când iese în societate și dă piept cu realitatea dură din societate, ar putea să aibă un șoc mai mare decât copiii normali care trec prin sistemul acesta și cumva se vaccinează, dacă vreți, din punct de vedere moral, față de turpitudinile acestui sistem, deși este valabil, desigur, și partea cealaltă, că un copil care este în sistem ar putea să se strice, și este valabil mult mai mult partea cealaltă, că un copil care crește în mijlocul sistemului, chiar dacă este educat de niște părinți foarte, foarte buni și foarte doritori și capabil să îi insufle niște valori morale și intelectuale, din inerție și din presiunea uriașă socială ar putea să se strice mult mai ușor decât un copil care este crescut în sistemul homeschooling. Da? Există și părți pozitive și părți negative, dar dincolo de acestea există o obligație a statului român de a respecta drepturile părinților de a-și crește copiii după propriile principii și atunci când sistemul de învățământ devine dușman al acestor drepturi, ele nu pot să fie călcate în picioare și fie atunci părinții și le impun în fața unor conduceri ale școlii care au o tendință de abuz, fie dacă nu își retrag copiii și fac homeschooling în așa fel încât să-și poată crește copiii. Este absolut, după propriile concepții, este absolut exclus și este absolut inacceptabil ca copiii noștri să fie îndoctrinați împotriva voinței noastre de către un sistem care și-a părăsit rolul său de dascăl și de învățător și a îmbrățișat un rol de agitator și de, dacă vreți, ideolog. Inacceptabil. Susțin homeschooling-ul pentru cei care vor să-l facă. Susțin de asemenea și sfătuiesc pe părinții care pot să facă acest lucru să lupte, să-și ducă copiii în sistemul de învățământ și să lupte zi de zi de zi pentru ca copiilor să nu fie îndoctrinați cu idei care sunt contrare modului de viață pe care l-au părinții lor. Și acest lucru se face cunoscând legea și menținând un contact constant zi de zi de zi cu ce învață copilul în fiecare zi la școală, cu ce discută, cu ce se întâmplă
și un contact cu direcțiunea școlii și cu profesorii direct implicați în educația copilului dumneavoastră. Avem o obligație față de copiii noștri să-i prezentăm societății și să-i creștem pentru conștiința lor cât mai aproape de valorile personale pe care noi le avem, în cazul părinților creștini ortodoxi, cât mai aproape de valorile neamului românesc și ale ortodoxiei noastre strămoșești. Doamne ajută!